Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Titlul declarației mele politice de astăzi este Propaganda pentru idioți utili. România trebuie să ia atitudine în fața presei mincinoase, a agenților de dezinformare, a manipulărilor grosolane practicate sistematic de ani de zile. Uniunea Europeană a anunțat suspendarea activității a două mari instituții de presă rusești din cauza răspândirii, în mod repetat, de informații false. Este evident sincronul acestor entități cu regimul de la Moscova și transformarea lor în arme pentru un regim care se opune valorilor democratice. La prima vedere, măsura pare să fie excesivă și s-ar putea spune că rezolvarea constă într-un set nou de legi care să reglementeze astfel de situații. Dar legile există și sunt clare pentru toate instituțiile de presă, doar că Sputnik și Russia Today nu au ținut cont de ele și au încercat în permanență să le ocolească. Ofensiva pe plan ideologic a devenit evidentă de la Brexit încoace, un eveniment care a șocat lumea și a determinat analize profunde, în urma cărora a ieșit la iveală amestecul regimului de la Moscova. După ce Kremlinul a influențat și alegerile prezidențiale din SUA, folosind aceleași tehnici de radicalizare și manipulare, lumea democratică și-a dat seama de planul lui Putin, dezbină și cucerește. Însă abia după atacul din Ucraina, UE a decis să lase pe Putin fără armele principale pe care le-a folosit pe scară largă împotriva Occidentului și a valorilor democratice, inclusiv în România. Nu este vorba despre o limitare a dreptului la liberă exprimare, ci este vorba despre dreptul legitim de apărare atunci când o entitate ostilă se folosește de libertățile garantate de o democrație pentru a o distruge din interior. Când o instituție presupus de presă acționează astfel, nu mai face presă, ci este o armă de atac proiectată în laboratoarele fostului KGB. Cum ne-au afectat aceste manipulări la noi în țară? În primul rând, au băgat în mintea tot mai multor români ideea naivă că România s-ar putea descurca singură, că n-are nevoie de NATO și UE, care nu fac decât să ne colonizeze, că tot răul vine doar de la acești străini și că oricum nu ne atacă nimeni. Văzând acum ce se întâmplă în Ucraina, sper ca cei care au căzut pradă acestor teorii să realizeze că au fost manipulați de un dușman perfid care își pregătea terenul încercând să ne lase fără apărare. Apoi, călărind exact aceste manipulări, a intrat în Parlament un partid extremist care s-a folosit de aceste narrative false, înfășurate în jurul unui sâmbure de adevăr, și anume nemulțumirile reale cauzate de gestionarea pandemiei și de decalajele dezvoltării interne. Însă acest partid a canalizat de fapt aceste nemulțumiri reale tocmai către inamicii celor care conduc România de peste 30 de ani și care sunt principalii responsabili. Sper ca și suporterii acestui partid să înțeleagă acum care este adevărul. Moscova a încercat să folosească un instrument democratic pentru a ataca valorile democrației. A încercat răspândirea retoricii și SUA și NATO au greșit. Drept urmare, nu e nicio diferență între cele două tabere. Fals. Să nu confundăm corupția din sistemele democratice cu autocrația sau oligarhia. Chiar în aceste momente, poporul rus este mințit cu nonșalanță de presa din Rusia cu privire la invazia Ucrainei. Pentru o mare parte din acesta nu e război, invazia nu există. O așa presă nu vrem și trebuie să ne aliniem deciziilor UE din acest punct de vedere, trebuie să creăm un cadru legal care să permită identificarea și pedepsirea acțiunilor subversive la adresa democrației camuflate sub formă de presă. Vă mulțumesc, Cristian Bordei, senator circumscripția electorală 13 Cluj.